Avântul Reghin a fost învins cu 4-0 în partida disputată în deplasare în data de 10 octombrie cu FCM Baia Mare. Rezultatul etapei a 7-a trimite echipa pe locul 9 cu 9 puncte acumulate. Înfrângerea în etapa 7-a, Avântul Reghin a fost învinsă cu o diferență de 4 goluri de FC Baia Mare în etapa disputată în deplasare în data de 10 octombrie. Rezultatul a nemulțumit pe antrenorul Andrei Enedi, care a declarat că a lipsit tehnica de joc. În plus, echipa a evoluat fără 4 titulari. Tehnicianul face apel la mai multă responsabilitate și speră ca elevii săi să învețe din această înfrângere. Din păcate, a fost cel mai slab meci pe care l-am prestat în actualul sezon. Nu vreau să caut scuze pentru că sunt supărat în principal pentru jocul care l-am prestat la Baia Mare, nu merita mai mult și sigur proporțiile scorului. Chiar dacă la acest meci ne-am confruntat cu o serie de probleme și în special cu lipsa unor jucători în anumite compartimente delicate, în special cei doi fundași centrali care pe-au lipsit, Merdariu Cristian și Sotiori Cristian, sunt doi fundași centrali care, din păcate, au acuzat probleme medicale. Mi-am alesit și vârful de atac, tot pe probleme medicale, dar chiar dacă am improvizat în acel compartiment, speram că putem să ne întoarcem cu un rezultat pozitiv. Din păcate, s-a văzut că n-am reușit pentru că, în special, n-am avut potență fizică, am fost o echipă parcă fără putere, fără o pregătire fizică adecvată. Vreau să cred că a fost doar un accident, o iau ca atare, trebuie să învățăm din acest rezultat negativ, din jocul în general care l-am prestat la Baia Mare. În urma rezultatului din etapa 7, Avântul Reghin revine la poziția 9 în clasamentul campionatului de fotbal, cu 9 puncte acumulate. Următoarea confruntare este programată în data de 18 octombrie pe teren propriu cu CS Odorhei.